să se calculeze sinus de pi pe 6 plus pi pe 4 plus sinus de pi pe 6 minus pi pe 4. Problema o vom rezolva prin două metode. Metoda 1. Mai întâi, la metoda 1, vom aplica formula sin de alfa plus sinus de beta egal cu 2 sinus de alfa plus beta pe 2 cosinus de alfa minus beta pe 2. Prin urmare, în cazul nostru vom obține sinus de pi pe 6 plus pi pe 4 plus sinus de pi pe 6 minus pi pe 4. Deci, iată, acesta va fi alfa, acesta va fi beta, da, și egal cu 2 sinus de media aritmetică a acestora, deci pi pe 6 plus pi pe 4 plus pi pe 6 minus pi pe 4, totul pe 2, cosinus de diferența lor pe 2, deci pi pe 6 plus pi pe 4 minus pi pe 6 plus pi pe 4, totul pe 2. Cu cine este egal acest lucru? Pi pe 6, pi pe 4 și pi pe 4 se reduc, în cea de-a doua fracție pi pe 6 și pi pe 6 se reduc și egal cu 2 sinus de 2 ori pi pe 6 totul pe 2, cosinus de 2 ori pi pe 4 supra 2, simplificăm 2, și egal cu 2 sinus de pi pe 6 cosinus de pi pe 4. Ce înseamnă pi pe 6? Înseamnă 30 de grade, sinus de 30 de grade știm că e egal cu 1 pe 2, cosinus de pi pe 4, adică cosinus de 45 de grade, este radical din 2 pe 2. Simplificăm și am obținut rezultatul final. Metoda a doua. La metoda a doua vom folosi formulele din nou binecunoscute și anume sinus de alfa plus beta este sinus de alfa cosinus de beta plus sinus de beta ori cosinus de alfa, iar pentru diferență de unghiuri, este practic aceeași formulă în care înlocuim pe beta cu minus beta și anume o să obținem sin de beta cos de minus beta, știm că este egal cu cos de beta, iar cum sin de minus beta este minus sin de beta, vine minus sin de beta cosinus de alfa. În cazul nostru se observă că alfa este pi pe 6, beta este pi pe 4. Haideți să calculăm întâi abstract și anume, deci problema noastră ne cerea sin de alfa plus beta plus sin de alfa minus beta. Înlocuind cu formulele anterioare, cine era sin de alfa plus beta? Deci aveam sin de alfa cos de beta plus sin de beta cosinus, sinus de beta cosinus de alfa, plus sin de alfa minus beta, adică plus sinus de alfa cosinus de beta, minus sin de beta cosinus de alfa. Se observă că sin de beta și cos de alfa se reduc și obținem egal cu 2 sin alfa cosinus de beta. Revenind la problema noastră, E mare va fi egal cu cine? Păi am zis că alfa este pi pe 6 și beta e pi pe 4, deci 2 sinus de pi pe 6 cosinus de pi pe 4, adică egal cu 2, ori 1 pe 2, ori radical din 2 pe 2, simplificăm prin 2 și obținem radical din 2 pe 2, exact ca și la metoda întâi.